te ajut cu ceva, zi-mi ce să faci. Bă, nu știu, să încercăm să primul de așteptate pentru ce? Azi, pentru scaune. Da. Bă, man, cred că trebuie să începem să punem scaunele, că... Deci ce de material aici? Să n-ai fi de asta împins. Așa stă? Cred că trebuie ăla băgat mai în interior, așa să-l... Nu știu, să tot... Ce se întâmplă? Nu știu, că e lăsată ușa. Nu știu, ce e greșit. Interiorul este. E în stânga, se vede clar. Dar hai să-l dăm așa, numai desuflat. Nu, nu, stai așa, nu, că trebuie să-l desfac desuflat. Dacă e desuflat, nu poți să-l împingi, că ți intră mâna în el. Hai să încercăm așa. Nu, bă, nu, nu, nu merge, e sucit el cu totul. Iau pompa și umplu pe a ta. O să ne pregătim să plecăm. Mai avem niște bagaje de băgat. Ne-a spus omul despre bivolițe, cum că atacă oameni, să avem grijă că noată după noi. Cu greu o să ne... Foarte ferim, dar foarte periculos, dar încercăm. A, trebuie și eu. Dă-i cu cealaltă, dă-i cu cealaltă, că n-am cum, că filmez. Dă-i cu amândouă, că tu nu pui pe mine, eu pot să pun pe tine. Pe unde, mă? Dar nu ne scufundăm de la atâta. Păi o să te uzi un pic, acum să vin apoi și să nu te uzi, nu se poate. Hai, bă, dă-i-ne în podmoliră. Nu mai fac. Deci se face balta aceea. Facem cum a vrut Dumnezeu, tu cu dreapta, eu cu stânga. Așa a vrut. Așa. Aruncăm prima dată, a? Băi, ia uite ce ne duce vântul, băi, ești nebun. Seamasters 2.0. Deși suntem pe ort, zici că suntem în penil. La betonul ăla, zice că era pe zi. Și pe motor acolo a fost frumos. Da, și pe motor. Păi și cam cât e de mare Cristi ăsta pe care îl pui acum, cam ce pește ar trebui să scoată, cam dacă cât de mare? De la un kil în sus, până la vreo 10-15. De la un kil până la 15? Cam așa cred, da. Mamă, ce marjă de eroare șmecheră. Da, dar nu din... Deci el... Nu sunt foarte pretențios la dimensiune, dacă merită efortul, deci dacă pentru un pește merită efortul să se deplaseze după... o pradă. Aha. Adică nu o să vină unul de la de o tonă să fugă după o calorie, știi? Atunci... Ia cam cum arată. Aha. Sunt curios ăsta cum se simte sub apă. Dar ce, ăla de un kil are gura tot la fel de mare ca ăla de 15? Nu, nu, nu. Dar el vine și mușcă din el, știi? Și când el închide gura, îl prinde de buze. Aha. Chiar dacă are gura mai mare, nu trebuie să fie fix gura pe ea ancoră. Bă, ce faci, mă documentezi? Zi-mă că asta e de țin-o minte.
După ce ai descoperat cât un din ăsta, băi, efectiv stăteam cu ea sculată 3 zile, jur. Deci puteam să fut de 10 ori într-o zi. Nu mai aveam speru, efectiv. Voiam să mă termin și nu mai puteam, efectiv. Vârnea așa, dar nu puteam să mă termin. Uite-mi asta. Aha. Ia, dă-i mai în față. Hai să vedem cum e. Nu poți? De ce nu poți, mă? Păi dă-i și cu stânga și cu dreapta, ce? Și trebuie tras tare, uite. Nu merge pe asta. Da? Deci trebuie să dăm înapoi? Nu, trebuie să mergem înapoi, dar trebuie să tragi și tu și eu tare. Că altfel ne udăm ca fabricant. Da, e super mișto canalul ăsta. Da, e mișto. Da. Hai. Și ziceau General Butt Naked. Și au făcut ei multe terori și l-a prins până la urmă poliția oficială. L-am brăcat. Nu, că i-au oferit nu știu ce târg, gen dacă spune nu știu ce, îl iartă. Bă, și efectiv... Ce? E adâncă? Da, da. Tipică să vede funde. Da, da, e mișto. Și efectiv a... Ia, lasă-mă să mă bag eu, uite, a zis. Imediat după iarba asta, lasă-mă pe mine. Ia, să manevrez să ieși în dreapta, rămâi tu în iarba. Și... N-a făcut nicio zi de pușcărie, din câte mi-amintesc. Și după aia i-au luat un interviu și a povestit tot ce a făcut și a devenit documentat. Și l-au întrebat câți oameni trebuie ca să mori. Păi nu știu, undeva poate pe la 25-30 de mii. Da, exact, asta sperăm. Ca un câine din ăla cu un băț prelat pe ușă. Unde e incumat? Pe jos, mă. Ține tu asta, că nu pot barca. Dă invers acum. Bravo! Vreau să stau artistic aici. Gata, man, acum vreau să-mi faci o poză. Îți fac.